Domnul Alin, profitați! 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 Respectați legea și nimeni n-are nimic cu voi. Păi cu ce am profitat? Cu ce am greșit? Profitați, sunteți rasiști! Dovediți cu ceva! Domnule, vă rog frumos, dovediți dumneavoastră că băiatul ăsta a fost afară. Cine l-a prins? Spuneți unul dintre dumneavoastră! Spuneți dumneavoastră! Din prima zi de când ai venit, ai ceva cu noi? Nu ai nicio treabă. Ce ai cu el? Verific zilnic. Ce ai cu el? Foarte mult. Foarte multe prima persoane. Dată ai ură personală? Aveți ură personală? I-ai dat amendă. A treia oară ardei de acasă. Aveți ură personală? Ce ai cu noi? Domnul Ali, domnul Stoica, domnul Stoica, dumneavoastră sunteți care scoateți persoanele de casă. Domnul Stoica, te rog frumos să-ți păstrezi calmul, să păstrezi o distanță regulamentară față de noi. Da, dumneavoastră veniți peste mine și ați venit până acum. Nu aveți să căutați aici, vă rog foarte frumos. Mulțumesc, eu locuiesc aici, vedeți casa asta, domnul Stoica, eu locuiesc aici, sunt la mine la poartă. Cu de ce ieșiți la poartă, prostule? Noi suntem la noi la poartă. Băi, dumneavoastră de ce profitați? Să-i lasă zber cum a sperat și cu două ore și n-a ieșit nimeni. Trăiască ce ai mai scump, că l-ai... Trecă-l pe așa... Păi nu, da, asta ce înseamnă? Asta ce înseamnă? Domnul Stoica, ne bate în joc! Domnul Stoica! Lasă acționat o dată de două ori. Aveți ură personală. Domnule, aveți ură personală. Încetăm, domnule, încetăm. Poliția română care profită le-a dat puterea acum cu coronavirus. Domnule, sunt 30 de ani care se ia aici. Se ia mită, se ia de toate faceți. Acum, dovediți dumneavoastră că a fost cineva afară. Dovediți dumneavoastră! Unde sunt? L-ați chemat dumneavoastră! Dumneavoastră l-ați chemat! M-ai chemat la poartă să mă luați unde? De ce m-ai chemat la poartă? Te n-apenesc că-i seana să avrive! Nu e drum! Păi se poate că v-a dat acum, de două zile aveți! Aveți legea asta și i-a scos din afară pentru ce? Vă gândiți tu barpale. Nica! L-ați prins, l-ați sancționat! L-ați sancționat, gata! A fost nimeni afară! Florinei! Florine, ai fost afară? Nu, n-am fost. N-a seanat. N-ai văzut să ieși din curte, păi nu pe ce trec. Poate o să ieși în poartă. Aia, ieși în poartă, cu luați. Ce-a lăbat ăsta? Suntem în orașul Calafat, municipiul Calafat, care se spune municipiul Calafat. Domnii, sunt polițiștii care avem de o viață vama aici, s-a uitat vama și coloana de tiruri, acum dau un țigan. Nu știu, cred că e rasism ăsta. Ăsta e rasism. E toată familia în carantină, cum luați unul? Eu nu vă mai înțeleg. Pe cuvânt de cum vă înțeleg. Lăsați-l, domnule, numai iasă și gata. Dați-l un avertisment, ceva, și a doua oară. A doua oară, dacă îl prindeți, dați amendă. A câta oară este? Nu, l-a sancționat. De câte ori l-a prins? A fost sancționat. Și de câte ori? Păi dacă nu e acasă, pentru ce a fost sancționat? Domnule, a fost sancționat de două ori, păi tu nu zici că știați destul de bine. Păi nu, și unde? Unde a fost, domnule, dacă l-ați găsit acasă? Domne, l-ați chemat dumneavoastră! L-ați chemat dumneavoastră! Decide-te cu iartare! Nanaseana s-a vrit! Din Horatașul care... Poliția română jignește, vine țigani, stai în pis, da, mătii țiganule în curte, că nu mor două săptămâni! Ce cuvinte sunt? Ce cuvinte sunt astea? Vitireama, băi! De buchente în alea lune, Vitireama, buchem la muchile aici. Hai, lasă-l! Stai-l, domnule, să-ți ții drumul, casă-i toată casa izolată. Nu mă ias afară și gata! Ne înțelegem că oamenii, nu trebuie să-l luăm cu joc. Dacă nu, nu mă fac! Nu mai cum să faceți! Nu! 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 Nu
Să-l testeze, domnule, să-l testeze.